Coordonarea interdisciplinară este un decident. Bun. Până aici e clar. Așa. Da? Citește mai departe. Ar permite abordarea interdisciplinară a unor concepte precum. Ar permite abordarea unor concepte. Că interdisciplinară este automată, nu? Bun, care sunt conceptele? Ființă, lumină, bine, frumos. Ființă, lumină, bine, frumos. Bun. Ok, mai departe. Din perspectivă filozofică literară și științifică matematică, fizică și chimică. Care-i senzorul? Vezi? Bine, lumină, ființă, bine, frumos. Arată bine, dar n-are senzor. Ce simte ființa de lumină, bine și frumos? Trebuie să simtă suflet. Și pasiune. Da. Hai să vedem. Toate. Și atunci descoperim că sufletul și pasiunea în predarea disciplinară creează conceptele de ființă, lumină, bine, frumos. Și că dacă nu pui suflet și pasiune, n-ajunge aici. Și dacă predarea nu este interdisciplinară, poți să pui suflet și pasiune, tot n-ajunge aici. Ziceam, ce frumoase sunt glumele profului de fizică, chimie sau de limba română, când integrează și alte concepte. Da. Da, așa este. Așa este. E foarte interesant. Predarea multidisciplinară. Poftim. Există situația în care un senzor dintr-un triunghi devine sursă pentru un alt triunghi? La fel și pentru exemplul decidentului? Există și putem acum vedea pe aceeași întrebare, tot cu completare. Citește încă o dată. Există situația în care punem aici predarea multidisciplinară, care acum este sursă. Deci citești întrebarea anterioară. Predarea interdisciplinară ar permite abordarea unor concepte ca ființă, lumină, bine, frumos, din perspectivă. Hai să vedem ce senzor are predarea multidisciplinară. Ce simte? Trebuie să simte. Este ceva măsurabil. Simte coerența informațiilor. Coerența informațiilor e interesantă, pentru că predarea multidisciplinară și coerența
informațiilor, îți dau o decizie. Care e decidentul? Complexitatea. Complexitatea gândirii. Bun. Deci asta este una peste alta. Vedem bine coerența informațiilor și complexitatea gândirii. Mă duc la predarea multidisciplinară și aia nu e bună dacă nu vezi complexitatea și dacă n-ai coerența informațiilor. Ea în sine nu face doi bani dacă nu acoperi și aceste aspecte. Dar, într-adevăr, au un punct comun. Bun? Și ceea ce era aici decident, aici poate fi sursă. Ok? Și nu mai contează cum au fost puse la început. Contează cum le-ai pus prima oară. Că pe urmă lucrurile derivă și fiecare dintre obiectele noi pe care le ai pot fi orice sursă, senzor, decident. Bun. Mai vreau niște întrebări. Professional development poate fi un decident? Cum conectăm teoria cu aplicabilitatea practică a noțiunilor la diferite categorii de vârstă? Da, sigur. Și putem vedea și de unde vine professional development. Hai să punem decident sau sursă, ce vreți. Poate fi un decident. Dar poate fi și o sursă. Professional development. Bun. De unde vine asta? Care e senzorul care te-a făcut să vrei dezvoltarea profesională? Pasiune. Pasiunea și interesul. Ce generează pasiunea, interesul și professional development? Competențe înalte. Performanță. Performanță. E ok. Și se vede. Competențele înalte, pasiunea și interesul creează professional development. Nu le obții decât dacă ai pasiunea, interesul și professional development. Să ai competențe înalte. E greu? Păi dacă ați ajuns aici, înseamnă că ați înțeles. Dacă nu, numai cum să lucrați cu copiii, cum să lucrați cu oamenii, cum să lucrați proiectul, cum să lucrați în viață și ce să dați mai departe. Înseamnă că luminarea a luat o oră. Și Lenea, celelalte. Vreți să luăm și Lenea? Haideți să ne uităm și la Lene. Că nu-i greu. Lenea. Sursa este Lenea sau decidentul e Lenea? Hai să luăm sursa Lenea.
ce simte leneșul? Nu? Simte nevoia, nu? De a schimba granulația gândirii. Majoritatea vizualilor sunt leneși. Un ofițer de grad înalt, dacă este harnic, face tâmpenii. Se grăbește. Un ofițer de grad înalt are nevoie să fie leneș ca să viseze, să-și poată manifesta intuițiile până când găsește soluția. Și care este decidentul? Ce decide? Nu. Decidentul îi spune viziune sistemică înaintea deciziei. E, v-am stricat jucăria. Nevoia de a schimba granulația gândirii și ajunge la viziune sistemică înaintea deciziei îl conduce la lene. Lenea și viziunea sistemică înaintea deciziei îl duce la nevoia de a schimba granulația gândirii. Să știți că matematica a fost inventată de leneși. Pentru că ciobanul harnic lua și cresta părăboj în covaie. Ăla care a gândit a zis 10 oi, 10 grupuri câte 10 oi. E? Și uite așa. Lenea. E, da? Cum e, dragi colegi? În contextul actual de învățare în școală, care este triunghiul care duce la cele mai slabe rezultate la testele internaționale? Ok. Cele mai slabe rezultate. Să vedem de pildă la ce ne duce pe noi triunghiul. Disciplină. Nu scrie. Ah, nu scrie că n-am apăsat unde trebuia. Disciplină. Ce generează disciplina? Opoziție. Copiii nu vor să fie disciplinați. Niciodată. Ok. Opoziție. Și care este decizia copilului la disciplină impusă și opoziție? Independență. Da, independență, abandon. Abandon școlar. Bun? Deci, opoziția și abandonul școlar se opune disciplinei. Iar disciplina și abandonul școlar creează o poziție. Dar vorbim despre disciplina din sfera stângă. Da. Deci asta e cea mai destructivă. Dar înainte de toate,
Am simțit-o pe doamna care a pus întrebarea cu Lenea, că era un pic nedumerită. Tu ai pus cu Lenea? Eu. Aha, bun, e clar. Nu erai nedumerită. Bun. Spune acum ce vrei să spui. Apropo de Lene, că mi-ați ridicat mingea la fileu, aș dori să împărtășesc trăirea pe care am avut-o acum câteva minute în explicația dumneavoastră atât de simplă și de concretă a Lenii manifestate nativ de către vizual. Eu sunt un vizual și am simțit pe pielea mea această Lene nativă pe care mereu a trebuit să... cu care la început m-am luptat, după care am integrat-o, dar am căutat mereu explicație și am citit multe pagini fără să găsesc sensul, fără să simt că am găsit sensul. Ceea ce dumneavoastră mi-ați relatat și mi-ați explicat și zic eu că am integrat întru totul explicația în trei cuvinte. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Doamne ajută, dă mai departe. Lena este, până la urmă, e, da, eu o simțeam ca fiind parte, ca nu fiind, ca nefiind ceva... Vezi așa de simplu. Ceva, din, ceva în contradictoriu cu mine, cu natura mea. Așa de simplu să întrebi da, nu-i găseam, copilul, nu-i găseam sensul, da. Tu cum visezi lucrurile? Ce ți s-a revelat? Că lucrezi cu el. Da. Care este viziunea ta despre... E atât de simplu să lucrezi cu ei. Dar este cea mai puternică, este cea mai puternică formă de împuternicire, da, a copiilor noștri, punându-i, dându-le valoare imaginației care iese efectiv din ei, dacă tu îi împuternicești în sensul ăsta. Este, da, excepțional. Da. Mulțumesc, domn profesor. Doamne ajută! Vocația. Iustina. Bine, Iustina. Acum... vei avea și vocația. Vocația. După care răspund la toate celelalte întrebări. Dar la început văd eu că lumea nu prea... până când surpriza și restul vor să verifice. Puteți verificați oricât. Nu e niciun fel de problemă. Că e acolo. Care este senzorul vocației? Senzorul. Nivelul de? Bucurie. Pasiune. Da. Pasiune. Pentru ce ai? Pasiunea este totdeauna măsurabilă. Ok? Și care este decidentul? Ducerea la bun sfârșit. Sau munca bine făcută. Dar mai mult de atât. Ducerea la bun sfârșit. Completarea. Deci, până nu ți îndeplinești. Da. Nu ești împlinit. Nu poți. E imposibil. Și hai să vedem acum cum reușești să omori vocația. Pălește pasiunea sau împiedici că îl să finalizeze. Da. Așa e. Da. Peste tot. Adică oricum ei sunt sub legea. Da. Ei sunt sub 10 ani, așa este, din punct de vedere mental. De ce? Pentru că n-au trecut la logica ternară. Păi n-au trecut pentru că nu li s-a dezvoltat pasiunea când ar trebui să primească, da, puternicile de care vă vorbeați. Exact. Exact, exact. Vedeți? Cât poate fi de simplu.
poate fi ceva mai simplu? Numai că trebuie tratată cu multă seriozitate, în același timp o să fii copil. Acum, voi când descoperiți această jucărie nouă, sunteți copii. Vă dați seama cum e pentru copii? Cum e pentru copii? Întreabă. Ne puteți arăta și celălalt triunghi care duce la distrugerea rădăcinilor? Triunghiul cu vârful în jos? Sigur. Pot arăta orice. Nimic nu este dificil. N-am pus cu vârful în jos. Ok? Care duce, aici e sursa, hai că să le și notez ca să fie acum, să nu le luați altfel. Sursa, aici e decidentul. Și aici este senzorul. Iar decidentul nostru înseamnă distrugerea rădăcinilor. Din ce? Rădăcinilor. Din ce se trage distrugerea rădăcinilor? Ce simte omul? Da, neapartenență. Și de unde îi pleacă această simțire? Din? Eu aș spune. Nu. Modificarea nivelului de percepție, de granulații. Memelor, hărții mentale. Și cum e cu harta asta mentală? Păi e interesant, pentru că copiii noștri, de exemplu, nu mai trăiesc din poveștile bunicii, care nu mai există de mult, trăiesc din desene animate violente, din filme violente și nu-și mai iubesc țara pentru că nu mai au rădăcina. De aici ei au rădăcina în desene animate și în jocurile pe calculator. Și s-au distrus rădăcinile, pe ei nu-i mai interesează țara. Pleacă masiv. Nu mai au sentimentul pământului, nu mai au nimic. Da. Da, dar ăsta este trendul actual. Uniunea Europeană promovează aceste concepte ca și principii, valori de principii. Și atunci, ăsta este trendul la nivelul, cel puțin al Uniunii Europene. Nu numai. Dar dacă te uiți adică la locurile izolate, cum ar fi Singapore, în Singapore ei au ajuns să fie o țară super extra tare, pentru că vă arăt fără probleme, în curicula din Singapore, în curicula din Singapore este foarte clar definit și scris
sentiment puternic de responsabilitate și Singapore este o țară puternică. E stupul. Sigur. Da. E? Cum e? Aromatcă. V-ați lămurit toți? Mai sunt întrebări? Da. Ok. Cum aflăm care este decidentul într-o propoziție? Este o acțiune. Totdeauna e o acțiune. Decidentul este o acțiune. Foarte la îndemână. O acțiune. Prosperitatea unei națiuni și împărțirea judicioasă a resurselor poate fi realizată prin guvernare socială? Analizăm. Analizăm. E așa de simplu să analizăm. Prosperitatea este o chestie măsurabilă. E un senzor. A, scriam pe lângă. A, așa, mi s-a mai întâmplat. Deci, prosperitatea națiunilor. Bine, națiunilor. Ok, e un senzor. Bun. Din ce sursă vine? Din colaborarea interstate. Interstatală. Bine. Inter. Atunci hai să punem chiar interstatală. Nu ne lungim prea mult. E între state. Între vecini. De aici vine prosperitatea națiunilor, care se poate duce oricât și care este decizia care să ne ducă respectul valorilor celorlalți. Națiuni. Ok. Respectul valorilor celorlalte națiuni. Atunci asta o aplicăm în absolut orice înseamnă prosperitate. Da. Și observăm că fără respect și fără prosperitate n-ai colaborare interstatală. Fără colaborare interstatală și prosperitate, n-ai respect. Da. Legat de exercițiul anterior, harta mentală trebuie vindecată. Cât de importantă este educația religioasă în procesul acesta pentru noi, la români? Ah, cu plăcere. Imediat. Că apare imediat referendum. Hai să ne uităm în Biblie.
Dar îmi permit să schimb totuși triunghiul, să-l pun invers. Da. La rotiți. Sau... Da, da. Rotesc, dar va rămâne cu decidentul pus de andoasele. Dar pot să duc mai încolo și rotesc. Și punem sursă. Senzor. Decident. Ok. Așa, încă o dată, care era tema? Era exercițiul anterior. Tu l-ai notat. Unde aveam cu harta mentală jos. Cel cu triunghiul în jos. Așa. Ce avem... Neapartenență, distrugerea rădăcinilor și harta mentală. Iar întrebarea era, harta mentală trebuie vindecată. Cât de importantă este educația religioasă în procesul acesta? Pentru noi, așa, la așa, români. Educația religioasă e foarte importantă. Hai să punem aici. Ce avem? Tatăl. Da? Fiul. Cât de aici pleacă? Totul pleacă de aici. Sfântul Duh. Bun? Mai analizăm sau este limpede? Cam mai discutat despre asta. Deci, cum e? E prima rădăcină din Biblie în care se poate apela la logica trivalentă, doar că Sfântul Duh e sensibil. Fiul ia decizii. Ok. Mai avem întrebări? Dacă tot am vorbit despre această triadă, ascultând mai devreme prelegerea dumneavoastră, m-am gândit în felul următor. Non-dualitatea. Copiii se nasc cu această non-dualitate. Cum facem să le... Să le menținem, mă refer deja la anii de școală, adică școala primară. Cum facem să le menținem noi măsurăm, trezită? Noi cântărim, noi comparăm, noi băgăm note. Cât să înțeleagă? Păi tocmai, asta e problema. Da. Cum facem să le menținem vie, non-dualitatea, în tot ceea ce ei manifestă și în tot ceea ce ei se raportează la ceea ce vine în viața lor spre ei. Prin programe de deschidere în care niciodată nu se pun note. Programe de enrichment, de exemplu, sau de descoperire natură. Corect. Și da. Atunci îi salvăm de la trauma notei. Avem vreo posibilitate acum, în ceea ce există acum, în da. Învățământul primar. Da. Printr-un anumit scoateți-i instrument? În natură, da. Și observați cu copiii de fiecare dată detalii semnificative, încercați să înțelegeți detalii din spate, scenariul din spate, da, și să... faceți exercițiul. Bun. Deci folosind elementele din natură. Absolut. Natura este mai mult decât genială și, bineînțeles, și ne dă absolut tot ce dorim. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, mai avem întrebări? În Grecia antică, atunci când anticii nu au mai putut crede în mituri și în imaginea simbolică mitică, s-a evit gândirea filozofică. Cum apreciați această criză a simbolului?
criza simbolului. Vom lua criza simbolului ca fiind sursa. Bine? Sau decidem tu ce vreți? Criza simbolului, de fapt, este un decident, dar poate fi luat și pe alte poziții. Să luăm, de exemplu, un decident. Criza simbolului. Știți, e foarte interesant pentru că noi avem un zeu foarte activ în perioada actuală, care este banul. Și care este un simbol. Da. Și care are valoare de zeu pentru că îi se dau puteri nemărginite. Ok. Deci, ce zic de simbol? E valabil și pentru ban. Ce simțea simbolul? Putere. Ce simte banul? Putere. De unde se trăgea, care era sursa puterii? Nu v-ați gândit niciodată? Să o luăm pe rând. Bine? Prima oară când au apărut banii, i-au apărut în următoarea formulă. Erau două triburi într-o pădure care aveau un copac mare undeva într-o poiană, la care mergeau pe rând și ofereau darul copacului pentru că era un copac zeu. Pleca un trib, venea al doilea trib, lua darurile și lăsa alte daruri. Până când s-au întâlnit la un moment dat și au avut schimb de daruri. După ce s-a întâmplat treaba aceasta, au început să facă negoț. Adică eu îți dau atâta, tu îmi dai atâta. Și din momentul în care îți dau atâta, îmi dai atâta, au început să apară schimburile comerciale, pe urmă satele, pe urmă statele, până în clipa în care liderul statului și-a pus efigia pe o monedă ca fiind fiul zeului. Ok? Și din momentul ăla, ce a devenit? Care este sursa? Minciuna. El nu era fiul zeului. Minciuna. Minciuna generează puterea. Puterea duce la criza simbolului. Iar criza simbolului și puterea generează mai multă minciună. Și am putea înlocui sau am putea conecta minciuna cu iluzia? Da. Iluzia. Putem. Da. Aceeași poveste cu criza banului. Noi avem acum o puternică, uriașă criza banului. Pot aceste coordonate, sursă, senzor, decident, să difere în funcție de experiența personală și profesională individuală? Sigur. Adică poate fi o sursă mentală, unică și senzorul și decidentul să fie diferite de la individ la individ? Evident, pentru că ce se întâmplă în harta mentală a fiecărui om, există zone de coerență relativă sau de incoerență relativă care îi pun probleme, ok? Și în jurul căruia se duce toată experiența lor de viață și modelul lor de gândire. Cum avem hărți mentale absolut diferite între oameni, fiecare un vede altfel,
Dar de fiecare dată, instinctiv, dacă e sănătos, merge pe direcția aceasta, iar dacă este bolnav, merge pe logica binară. Când e bolnav? Când e dependent. De ce poți să fii dependent? De orice. Da. Din cauza asta, budiștii vorbesc de non-atașament. În consecință, orice formă de completare a matricei are valoare de adevăr pentru respectivul. Da. Am pus-o, am salvat-o și pe asta sau nu? Cred că nu. Am salvat-o, nu? E bine. Mai avem întrebări? Sau v-am extenuat? Cum putem schimba sistemul de evaluare în școli, acesta fiind una din sursele problemelor din învățământ? Perfectă întrebarea și la fix. Absolut la fix. Pentru că se lovesc oamenii foarte tare de lipsa indicatorilor calitativi în învățământ. Toți sunt cantitativi. Ok? Care este sursa progresul elevilor? Bun. Cum se simt elevii care progresează? Valorificați, valorizați. Deci, valorizarea, nivelul de valorizare. Și ce decid elevii valorizați? Da. Capacitatea de a duce... Exact. De depășire a limitelor. Cât e de greu să ai indicatorul, dar la copii, cât de valorizat te simți? Și dacă ești în stare să te întreci pe tine ca să măsori progresul elevilor. Nu e așa? Cât ne ia să schimbăm în bine învățământul? Bine. Da, da. Dați mai departe. Învățați și dați mai departe. Filmulețul ăsta vreau să fie pus și pe YouTube. Să fie la îndemâna tuturor. Pe site-urile, forumurile lor? Da. Peste tot, pe toate site-urile, pe toate forumurile. Acesta sau ăsta, deocamdată. Bun. O întrebare tehnică. Așa. Sursa cu vârf în sus nu e obligatoriu să fie opusă celei cu vârf în jos, nu? Unul este individul, alaltul e mediul de învățare sau mediul de hrănire. Nu e nicio conotație. Unul e tata, altul e mama. Stalactita și stalagmita. Bun. Păi, Doamne ajută! Dacă tot ați menționat mai devreme că și există această certitudine de valoare a acestei prelegeri ca necesară a fi adusă la cunoștința câtor mai mulți dintre noi,
Da. Dați-mi voie să vă mai împărtășesc ceva. Ascultându-vă astăzi, am simțit, cel puțin în prima parte a prelegerii, o oarecare apăsare și o oarecare sete de a da putere lucrului nostru. Ajungem mai repede aici. Și ce vreau să vă împărtășesc este că la niciun alt curs până astăzi nu am simțit eu personal la dumneavoastră o așa de mare putere de împuternicire, fără să fac un pleonasm, pentru că a noastră. Ați avut o dezintegrare pozitivă a personalității. A fost extraordinară senzația și nu știu dacă aș putea eu vreodată să, probabil că aș putea. De acum, da. Să transmit acest sentiment de împuternicire pe care eu l-am simțit astăzi la dumneavoastră. Vă mulțumesc mult de tot pentru absolut fiecare. Nu uitați pe care să puneți, să trimiteți. Categoric. Da, trimiteți dorința celor care vor să fie profesori în ARCA. De acum știți că veți putea. Doamne ajută! Doamne ajută! S-a împlinit. Mai pui? Nu. Nu întreb. Cred că s-a încheiat. Gata, trebuie să mă odihnești și un pic.